Am deschis de ochii orbilor și urechile surzilor vor auzi. Atunci va sări pe opuca cerbul și limpede va fi limba dângavului. Că s-a vârstată cu și apă și vârstat de apă pe pământ însetat și vor fi cele fără de apă, bălți și pământ cele însetat și jur de apă va fi acolo. Va fi veselie păsărilor locați. Pace tuturor! În Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire! Slavă-ție, Doamne, slavă-ție! Să luăm aminte! În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerul deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul și glas din cerul s-a auzit zicând: Tu ești Fiul meu cel iubit, în care bine am miluiește! Coare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare al treimii, cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește! Ca să fie apa aceasta, să doresc sufletul și al trupului și prea toată scoarea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește! Ca să dăruiască apei acestea harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să plăbească satana sub picioarele noastre și să risipească tot sfatul cel viclean care se pornește asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne scoate pe noi Domnul Dumnezeu nostru din toată vrăjmășia, ispita care ne stau împotrivă, să ne facă vrenici de bunătăți și ne făgăduite, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea preoștiinței și a drepte credințe cu venirea Sfântului Dumnezeului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului și să sfințească apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă apa aceasta dar de sfințenie, curățire de păcate, spre tămădirea sufletului, a trupului, spre tot folosul de trebuință, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Hristoase Dumnezeule, Fiule unului născut, care ești în Sfânt, Sfântul Tatălui Domnului Dumnezeu, adevărat izvorul vieții, al nemuririi, luminat cea din lumină, care a venit în lume, să o luminezi pe ea, luminează cugetul nostru cu Duhul Tău, cel Sfânt, și ne primește pe noi care aduce în ție slavă și bună mulțumire pentru lucrurile tale, cele din veci mai mari, minunate, pentru mântuirea ta rânduială, cea din veacurile cele mai de pe urmă, când te-ai îmbrăcat în trupul nostru cel neputincios și sărac, și te-ai umilit până la măsura de rob, împărate al tuturor. Suferit ai încă și a te boteza în Iordan de mâna robului, ca, sfințind firea apelor, tu, cel ce ești fără de păcat, să ne faci nouă cale către nașterea de a doua, prin apă, prin Duh, și să ne întorci pe noi la slobozenia cea din tâi. Deci, prăznuind pomenirea acestei taine, dumnezeiești, ne rugăm ție, Stăpâne, iubitorul de oameni, stropește și pe noi, nevrenci robii tăi, după făgăduința ta cea dumnezească, apa cea curățitoare, darul milostivirii tale, ca să fie bine primită bunătății tale cererea noastră și a păcătoșilor pentru apa aceasta și pentru însa să se dăruiască și a tot poporul tău cel credincios binecuvântarea ta spre slava Sfântului și închinatului tău nume, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în pruncea început al tău, Părinte, prea Sfântului bun de viață, făcătorul tău, tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Mamă, mire, ție, eu dar
Cum vă? Vă luați, nu aveți blagoșoveni să luați acum, că dacă luați, nu-i bine. Dar, intrăm toată șofarea în biserică, luăm, trebuie să luăm agaz, mă moare, în guriță, anafură, după aia vine și luăm agazul, da? Cu adevărat am resimțit darul Harului Duhului Sfânt asupra noastră, atât timp cât n-a contat vremea, fiindcă a fost vreme și mai rea ca anul acesta, să spunem, îi mulțumim lui Dumnezeu, că atunci simțim bobotează când slujba este săvârșită afară, la un izvor, fântână sau lângă biserică, cu familia frăților voastre și prin gustarea și stocuirea cu apă sfințită, darul Duhului Sfânt să vină asupra noastră, Lumina lui Hristos să lucreze în inimile și sufletele noastre a fiecărui. Fiți binecuvântați și bucurie sfântă în casa și familia dumneavoastră. Aș avea o rugăminte să nu uităm cei care l-ați îndrăgit pe Părintele Schimonas Serafim. Iată ce repede a trecut timpul, ne apropiem de 40 de zile a plecat la Domnul Părintele Schimonas Serafim. Duminica viitoare vom face parastasul pentru 40 de zile. Cei care nu ați avut ocazia să fiți prezenți la înmormântare sau cei care n-ați știut așa. Fierbinte, să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Nu ne lăsa, măicuță, să ferim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Nu ne lăsa, măicuță, să ferim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Călători pe marea veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată cu toții. Nu ne lăsa, măicuță, să merim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Nu ne lăsa, măicuță, să merim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Tu ești aua mare ce-i ajuns să treacă, și cine se roagă, nimeni nu se neacă. Nu ne lăsa, măicuță, să pierim pe cale, noi suntem fii lacrimilor tale. Am venit, măicuță, cu drag am venit, la haldem bun încotru, la locul sfințit cu toții. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul care mai avem. Roagă-te, măicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una după ajutor. Au trecut, măicuță, zile, zile-n șir, cu dorul în suflet, iarăși revenim cu toții. Am venit, măicuță,